capățână, Nistor. Din nou pasă excelentă dată de Nistor. Vine centrarea, lovitură de cap și gol! Înscrie Crețu, fructificând în cele din urmă insistența ofensivă a Craiovei. Din nou o fază foarte bine articulată. O pasă luminoasă. Cineva este pus să facă flotări, nu cumva e Rădoi? Nu, nu, pare că nu e, nu e Rădoi. Nu este Rădoi. Probabil un pariu pierdut de autorul acestor flotări. Așadar, Crețu deschide scorul cu lovitură de cap după centrare perfectă. Fază foarte bună, permis pasa lui Nistor. Centrează Bancu, excelent. Și Crețu dă cu capul de lângă Briceag, mult mai înalt decât Briceag, câștigă fără probleme duelul aerian. Acolo e și Horșia, care nu știu pe cine ține. Poate vedem în această fază. Horșia îl vede pe Crețu, în mod normal trebuia să strângă acolo și să-l prindă pe autorul golului din spate. Crețu prins între doi adversari, poate că n-ar fi avut așa o libertate de mișcare. Dar, mă rog, asta e ca să facem farmacie. Crețu se duce direct la banca tehnică și îl pune pe colegul său de club să dea drumul la flotări. Gol înscris așadar în minutul 60 de Alexandru Crețu. 1-0 pentru Craiova. Alexandru Crețu, un jucător foarte bun, cu contribuții importante și în atac și în apărare, rază mare de acțiune, jucător puternic, care poate că ar fi fost bun și la FCSB, dacă n-ar fi fost gura mare și bogată a patronului.